Domnule Ministru, președintele Emmanuel Macron spunea în urmă, cu câțiva ani, în câteva luni, dacă mi-amintesc bine, despre o armată europeană. Acum, cum vedeți dumneavoastră această propunere venită din partea președintelui francez? Mai ales în contextul în care vedem o invazie rusă în Ucraina. Ceva la care nu ne-am fi așteptat în anul 2022. La început, nu a fost privită cu multă simpatie această propunere exact. pe care președintele Macron a făcut-o, spunându-se într-o anumită măsură și pe bună dreptate că noi nu vom putea susține atât NATO cât și Uniunea Europeană. Ce s-a câștigat la summitul privind Busola strategică este un lucru foarte important la care România a fost unul din principalii propunători și cel care a insistat. România a fost țara care a insistat alături de Polonia, de exemplu. Acela că să creăm o complementaritate între Uniunea Europeană și NATO, să nu facem cheltuieli de două ori, să găsim o soluție pentru ca, de exemplu, NATO să devină pilonul important al, de, al securității europene și pe lângă asta să construim și un sistem de securitate propriu, sigur în armonie cu NATO, în care să facă parte din același sistem. Și lucrul acesta s-a realizat acum, această pace, ca să spunem așa, teoretică și conceptuală, pentru că este vorba de cum concepi un sistem, astfel încât odată cu busola strategică care este documentul european pentru de securitate și care după aceea va fi integrat probabil în, într-o viziune unitară și în conceptul strategic al NATO, deci până la urmă va fi un document care va însemna acest lucru. Și asta este foarte important. Ce s-a hotărât odată cu Busala strategică și devin cuceriri și pentru NATO? Sunt lucruri concrete. De exemplu, pentru prima dată s-a activat Forța de Răspuns a NATO. A fost creată în 2002, odată când am când am fost primiți și noi românii în NATO și acum pentru prima dată s-a activat această forță. Asta înseamnă mobilizarea la până la 40.000 de soldați în, în, pe ansamblul NATO în această zonă, fără armatele naționale, deci fără armatele care există în mod regulat. Deci doar acum, armata NATO. Doar armata NATO. NATO Apoi da. s-au stabilit câteva lucruri care completează de fapt ceea ce Emmanuel Macron spunea atunci la acea forță de 5.000 de exemplu, s-a stabilit că noile amenințări trebuie luate în calcul și asta va fi și în, asta înseamnă războiul cyber, de exemplu, înseamnă războiul hibrid, război electronic. Deci toate acestea vor avea răspuns și la NATO și la Uniunea Europeană vom avea lucruri bine organizate în acest sens. Adică vor fi forțe care se vor ocupa de chestiunea asta. S-a stabilit, de exemplu, un EU Hybrid Toolbox adică un, 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 un ansamblu de instrumente, de exemplu, care să răspundă războiului hibrid. Adică să putem să ne pregătim și populația, să ne pregătim și instituțiile împotriva acestui război hibrid, pentru că războiul hibrid este total, este continuu, nu ține, loc de, nu ține cont de granițe. Ne uităm cum este inundată mass media, mai ales media din social media, care este mai puțin, este liberă și atunci... E un spațiu necontrolat, necontrolat. Media. Acolo se dezvoltă orice teorie, orice spaime, reprezentări colective. De asemenea, sunt instrumente legate de cyber, sunt centre cyber deja care vor funcționa. Aici România are o experiență extraordinară. S-a înființat un centru de reziliență NATO în România, care este unul din, una din instituțiile cele mai interesante și importante pentru viitor, pentru că gândește nu numai reziliența instituțională, dar și reziliența populației, reziliența statului în general. Deci, toate acestea sunt instrumente, sunt cuceriri noi, să spunem, legate. Erau în proiectele de după Crimea, să spunem așa, dar acum s-au accelerat aceste, aceste procese. Deci, sunt efecte concrete. Și, inclusiv, o forță de intervenție nu s-a dat încă. Există această idee a unei forțe de intervenție de 5.000 de oameni. Nu i s-a dat încă un profil, nu s-a discutat, dar după summitul de la Madrid, când probabil se va termina și vom avea rotund acest concept de apărare euroatlantic, pentru că este vorba aici de euroatlantic, nu mai este vorba numai de Europa sau de zona atlantică, atunci vom avea toate acestea configurate. Deci, până la urmă, acea idee a Franței a fost și îmbrățișată și de Germania și de alte țări, și încet, încet vedem că devine realitate și este important. Noi am primit deja pe baza acelei hotărâri de la Busola Strategică, de fapt, și în cazul acesta al VJTF, cum spuneam noi, a battle Group-ul care există acum, în, la cu națiunea gazdă franceză care este acum la Mihail Cogălnicianu, în care au venit și belgenii și olandezii, dar ceea ce s-a hotărât la summit extraordinar, dacă trecem la acesta acum, este încă un battle group care va veni în România din cele patru care vor fi în plus pe flancul acesta estic, în România, Ungaria, Slovacia și Polonia. Polonia, da. Lângă cele patru pe care le aveam care, deja. care le aveam un, deja. Au un alt caracter. Avem opt, da. practic. Op, pe întreg flancul de sus până jos, exact. ceea ce a fost uh, o parte importantă pe care diplomația română a obținut-o și uh, președintele României a fost uh, și a fost o insistență de în ultimii ani, a fost întărirea și a flancului, uh, să spunem, părții de sud-est, nu numai a părții nordice, că partea nordică a beneficiat uh, de battle group-uri de la început, uh, atât în. Uh, Polonia și în cele trei țări baltice. Deci am avut această întărire a flancului acolo. Acum se întărește și flancul Mării Negre. Și aici noi suntem direct interesați pentru că insula Șerpilor, ocupată de Rusia în acest moment, nu știm care va, stat, va fi statutul în viitor, dar se află la 22 de mile de granița României, de mile marine de granița României. Practic aproape de noi. Cred că sunt 34 sau 40 de kilometri. Da, în jur de aproape 40 de kilometri. Deci suntem deci... Și războiul este lângă, lângă noi în acest, în acest moment. Dar este Vedem. și granița NATO, așa că este altceva. Vedem la summitul extraordinar al NATO acum, zilele acestea, o unitate. O unitate pe care n am mai vă văzut-o, dar nu așa până acum. Ceea ce nu cred că a vrut să obțină Putin și regimul lui a fost o solidaritate crescută a Europei și Statelor Unite, o solidaritate NATO. Existau înainte dezbateri, evident, normale, chiar și într-o alianță politico-militară, pentru că fiecare țară are interesul ei, are zona ei pe care vrea să o controleze și atunci, întotdeauna se discuta pentru a se ajunge, se discuta foarte mult pentru a se ajunge la consens, la compromis, până la urmă, pentru că așa se face. Ce s-a întâmplat odată cu invadarea Ucrainei? este că a crescut dintr-o dată solidaritatea și sacrificiile oamenilor, societăților pentru apărare. Pentru că se credea înainte într-un fel de progres continuu și un fel de pace eternă, cum spune filozoful clasic. Ori dintr-o dată ne-am dat seama că istoria poate face pași înapoi. Pentru că oamenii raționali, strategii, mari tacticieni militari sau diplomatici, nu și-au dat seama că s-ar putea întâmpla asta. Și asta s-a întâmplat. Și Putin și-a dat seama, cred acum, că s-a bazat pe următoarea idee: Europa este destul de divizată, pentru că sunt. Europa cu două viteze. Sunt cele dezvoltate, primele 15, după aceea sunt țările care au intrat după aceea au interese diferite, societățile se află în criză, nu se vor putea aduna nici cei din NATO cu Uniunea Europeană pentru un răspuns comun. Pentru clar, un răspuns comun și, și efectiv, pentru că exact. aici nu este vorba de un răspuns uh, numai uh, diplomatic, nu este vorba numai de garanții, să zicem, psihologice pe care le dai uh, popoarelor din est uh, de pe flancul estic, ce este vorba pur și simplu de sprijin concret, robust, cum este în documentul NATO și mi-a plăcut că cuvântul acesta robust, care a fost folosit ca și concept, s-a schimbat și limbajul foarte mult în ultima vreme în documentele NATO.